Este prima sală de sport, la nivel profesionist putem să spunem, înființată la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Buzău. Nu am avut așa ceva până acum. Această sală va fi folosită în special de către serviciul de pregătire profesională, așa cum vedeți și acum, pentru pregătirea organizată a polițiștilor, dar după program polițiștii sunt invitați și pot participa pentru pregătire individuală, așa cum de multe ori am văzut prin filme în alte zone în Occident, se poate întâmpla acest lucru și la Buzău. Sunt bucuros că avem foarte mulți polițiști interesați de pregătire, la nivel exact. Ne referim atât la pregătirea fizică, cât și la pregătire tactică și, de ce nu, trageri cu pistoale din dotare. Cred că suntem cu un pas înainte și sper să fie o contribuție care să se revadă într-un timp cât mai scurt în siguranța cetățeanului. Înseamnă oportunitatea pe care toți polițiștii o vor avea de acum înainte, ca în condiții optime să-și desfășoare activitatea de pregătire fizică împreună cu instructori, cu sprijinul și cu colegilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale. Oferă o continuitate a programelor de pregătire, o predictibilitate în ceea ce privește tematica de pregătire și toți polițiștii din cadrul inspectoratului privesc într-un mod foarte pozitiv această nouă oportunitate la ei acasă, în condiții, după cum vedeți, foarte bune.